Bun, hai să vedem notarea. Astea ar trebui să fie un pic mai întărite. Cred că și la nivelul la care poți să-i dai cu echerul. Da? Să fie atent să fie de gradul ăsta mai bine tradus. Și neapărat un chenar să nu iasă așa de pe foaie. Desenele tale, da? Să fie cumva controlate. Da? Claritatea în grafică. Bun. Ia, yeah, next. Nu e rău. Foarte bine. Tot așa, claritatea în grafică, da? Ștefan, ia. Yeah. Da. E bine. Un pic blănos așa. Nu strică să ai hașura de aia texturată, se vadă bine de la distanță. Așa. Tu nu mai ești la meditații. Bun. Da. Și un pic am șters. Încearcă să-i dai accentele astea în față. N-ai un pic în față și pierzi. Și textura, da? 4 cm lățime hașura. Ok. Alexia. Da, foarte bine. Ce cățeluș avem aici. Asta e ceva fucked up la el. Că trebuie să vină așa cumva, știi? Asta să fie un arc semi, da? Asta este prea mare. E înălțimea bușită. Asta este prea... E pus pe diagonala spațială. Nu, nu, nu. Trebuie să vină așa. S-a încărcat alt program din creier. Da? E foarte bun, dar nu... Da, inconsistența logică încă te trage în jos. Da. N-ai chenar. Mă place pe o să nu ascultați chestia asta simple. Și nu ai linie în spate. Dacă pune aici o linie orizontului, ia, cum ar veni asta? Ar veni cam magic, nu? Gata. Da? Nu e bine. Iulia, da, merge chenar. Vezi aici cum vine asta pe rotund, ok? Am ce nervant sunt că sunt decalate. Stau să mâine la toată lumea, vă pun pe lista magică, da? Lista gri. Da, sau lista neagră, adică de out. Asta trebuie construit în spate, la vinea. Ok? Și ce un pic mai multă umbriță. Lipsa asta e un pic cam exagerată. Prea banană. Dar nu e rău. Atunci te calități, dar încă nu sunt acolo. Ok? Lucruri de genul ăsta te dau de gol. Da? Uite, lipsa asta de aici trebuie să corespundă cu asta. Dar după aceea observi, trebuie să corespundă cu o pătrățică. Deci mai plată. Și asta de aici trebuie să fie mai plată sus. Ok? Sper că înțelegi ceea ce zic. Am zis nu, da? Suntem out de la meditații. Diana, da. Foarte bine. Curat, cu accente, da. Alexandra, da. Nu știu. N-am cel mai bun feeling legat de direcția în care te duci tu. N-am? Uite că spațiu e rosit aici. Aici trebuie să fie ceasul. Da? Vreau să stai mai mult la temă. Teo, da. Fantastic. Trească să iau acum, că sunt toate învârțite, ce e foarte ok, da. Artemis, da. N-ai chenar, n-ai nimic pe care stau căsuțele astea, n-ai boscheți. Păcat de hașură. Da, deci este foarte ok. Da, Alexandra, da. Stai, că n-are sens. E prea închis aici. Aici e închis și ar trebui să fie mai șters pe aici un pic, da? Atenție cu doi boscheți și un pom în mijloc, da? Să nu se întâmple chestia asta, că n-arată deloc bine. Da, o să iau la sfârșit, la puricat. Pe cine ameninți, pe cine dau afară, pe cine atât, da? Da, e un pic sec așa. Dar să mai întregi muchile astea, să fie mai arhitecturale. Alexia, da, mult mai bine, bravo. Ia, acum, totuși, coșulețul ăsta ar putea să aibă și niște grosimi la marginea astea, da? Andreea, da. Vezi că sunt puncte de fugă prea apropiate. Asta s-a fi dus așa și asta s-a fi dus foarte departe, da? Să intersecteze cu ăsta. Greșeala prea mare de perspectivă. Miriam, da. Foarte bine. Bravo. Finuț, fix cum trebuie. Ana Marcoci, da. Tu chiar ești low IQ. Începem, da?
Bine. Tu îmi trimiți un screenshot al videoului când ai aplicat corectura. Ai faza retardată pe anul, da? Pe semestru, pardon. Mi-ți umbra asta aici. Mamă, mitira. E un haos ce aici. N-ai un punct focal unde să cadă ceva, știi? Am scoate și tu un flutter în față. Ok? Umbra asta mai închisă, asta mai clar. Da? Te ușie chiar peste. Alexandra, da. Da, da. Aici sunt sceptic un pic. Veni și aici un con, da? Cum aflăm că tu l-ai inversat, să aflăm distanța asta. Și aici ai venit vârful, da? Bă, nu e rău. Grafica un pic murdară. Alexandra foarte bine. Da. Da, în zona aia, da, e ok. Un pic am deformat, știi? Punctul ăsta de fugă e prea aproape. Asta ar fi putut să aibă punctul de fugă mai departe și asta să rămână foarte aproape. Ok? Să fie așa mai dinamic cumva. Mam, și asta, o bilă. Da, nu mai ești la meditații. Crina, da. Da. Încearcă și tu să-i pui chenar. David, da, e un pic murdar la tine, David, asta e problema. N-are sens. Da, da, da. Dar că e murdar. Știi, fac un pic griji că te trei de ăsta, să fie mai jos. David, da. Da, nu e rău, dar e murdar. Trebuie să ai un punct focal. Acum am așa un feeling că aici e ceva care nu vreau să văd. Ce treaba e asta? Este un con de acord și ăsta ce este? Un con care ia foc, o sferă care i-a pus un con peste? Încearcă să nu mai faci volume de astea interpretabile, da? Că nu o să arate nimic, n-ai umbre în dreapta. Da. Foarte bine. Acum, ăsta și ăsta nu corespund clar. Adică n-ai luat dimensiunea cu foaia, cum am zis. Ai făcut altceva. Încearcă să nu mai faci altceva. Să te abții, da? Aute, înălțimea asta și asta sunt diferite. Da, aici e o problemă cu perspectiva. Te stragă mai așa, ok? Mamă, ce o problemă majoră cu perspectiva. Dar atenție, te rog eu frumos, nu mai întreabă. Deci eu n-am nimic cu voi dacă întrebați de arhitectură, poza și întrebarea. Dacă mă întrebați lucruri administrative, gen, sigur o să desenez pe col 50x70? Sau de care col 50x70 să iau? Da? Chestiile alea nu suport. Vezi cu, da? Iulia, da. Da, un pic de Thomas Gălit. Ok? Să fie atentă, să fie texturată hașura. Se vadă bine de la distanță. Wow. Stai că mă uit. Mi se pare că era înainte o planșă de aia, Iulia. Iulia. Să. Da? Ceea că se intersectez desenul de linie. Mereu desenate în spate, este un desen foarte ok, da? Bravo! Bravo, da! Bucurie fals. N-ai umbră purtată. Așa, la linia. Da! Bravo! Bravo! Bravo, da! Bravo! E ce trebuie. N-aș ști că astea să fie punctate, că este în interior. Da? Este în interiorul volumului. Ana, da! Foarte bine! E bună grafica, bravo, bravo, da. Julia, da. E ok. Parcă am zis că nu. Nu mai suntem. Au, ce mă disperă. Bă, nu știu și voi. Cât de... Da? Ce jigniri trebuie să scot pe gura acum ca să caracterizeze situația asta? Uite, o persoană normală. Mă rog. O persoană normală aici. Da? De ce îmi trimiți o poză cu trei cercuri? De ce nu-mi trimiți tot desenul? Foarte bine, bravo. E un pic fucked up, dar merge. Deci că e un păunaș. Dar merge.
Se vede că n-ai autici, de gradeu, accent, 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 da? Se vede că persoana asta și-a bătut capul un pic. Petruța, da, e un pic am șters Petruța. Nu e rău de semnul de linie, să știi, te strigi tu un pic mai mult de tine. Să apeși un pic mai mult pe creionul ăsta, probabil ți-e frică că strigi planșa. Foarte bine. Da, hai, accent în prim plan. Da, te-a zis că sunt... Cum era băiatul ăla cu vergeturile cu... de... și-a luat hate. Da? Ești în, în zona aia. Ți-ai vergeturi într-o parte. Încearcă să faci mereu placa asta sub linia orizontului. Știi? Și să acoperi aici. Știi că nu e dacă... Placa se duce până la linia orizontului, e iluzia asta că lucrurile se duc foarte mult în perspectivă. N-am ce să-ți fac. Trebuie făcut upgrade-ul ăla la IQ. Da? Dacă ești pe profilul ăsta socio, o să fie probleme. Da, nu e rău. În zona asta e 650-660. Linca... Ia uite, linca aici a pus mai strecură o palmă. Da? Unde e greșit? Probabil că e greșit la secțiunea asta. Da? Am pus-o pe mijloc. Asta e bun, în schimb. Aici nu este. Îmi pare rău la tine, linca, că la tine e ca și cum tu nu ai suficientă benzină niciodată și trebuie să... Din trei desene, unul trebuie să fie stricat sau ceva, știi? Cum se repară chestia asta, nu știu. Trebuie să vină de la tine. Da? Parcă am văzut pe astea. Nu e rău, dar e prea negru. Ar fi trebuit să fie ăsta și mai negru. Și acum asta este în același set. Ar fi trebuit să fie pionul ăsta imens, știi? Ceea ce nu m-ar fi deranjat deloc. Dar nu are logică în cazul ăsta. Da? Și aici, mai clar. Negru aici, clar Rareș. Rareș, exemplu pozitiv, da? Alexandra, da. Dimitrie, e desenat urât. Ce prea înalt ăsta. Îți garantez că n-are cum să fie așa. Da? David l-a făcut bine. Ioana, foarte bine, da, da. Încercați să vă mulați pe situație. 760 deja se apropie de 8. Da. Foarte bine. Da, bravo, Rareș, da. N-am ce să reproșez. Bine. E bine că mereu apare. Poate n-ar fi stricat umbra asta să apară aici, știi, și ea. E foarte bine, bravo. Clar un upgrade. Ioana, tot un alu, da. Mame, lipsa asta e magică, Ioana. Da. A făcut-o cu, cu un ochi închis, nu? Cum trebuie să fie lipsa asta? Trebuie să fie construită geometric. Da? Adică trebuie să fie triunghiul ăsta aici, să apară la tine în... Știi? Da? Și făceam chestia de... Cum era? Și dacă vin băieții ăștia să-mi pună interfonul. A-ul ăsta îl pune la jumătate aici, știi? Și ăsta era B-ul cel mare, da? Construcția asta geometrică, o linie punctată aici. Greu. Asta este. E, oricum e progres, asta spun sigur. Tu desenai foarte introvertit, cumva așa crispat, știi, da? Acum e mai bine. Asta cred că ar fi mers mai bine, mai plat. Dar nu e rău. Capul un pic mai mare. Da, de aici un pic de grosime. Da? Se vadă plasticul ăsta care e grosime. Mă, naibii, fix în față, nu are umbră. Da. S-a dus bucuria. Bucur pentru Rareș, nu? Atâta. Asta nu are dominantă verticală. Slăbuț. Și tu ai luat și lecții. Un an de zile sau câte la, da? Te să bagi, ne, da? Te să bagi la neuronia. Alesia, îți lipsesc umbrițele. Da? Mario, da. E bine, e bine. E un pic fucked up, dar nu, nu văd nicio chestie care să bată la ochi așa ca și cum a uitat o umbră sau... Da? Poate un pic de gri pe aici, dar nicio umbră purtată, niciun... Să că e bine. Da, pe la 800 să țintim. Da, Eugen, da, trimite și tu o poză cu toate. Da, Irina, foarte bine, da. Ăsta e ce fact, că l-ai făcut piramidă fără să-ți dai seama. Putea să fie și aici un din ăsta, dar luam pur și simplu distanța asta, o duceam așa, aveam minimul, puneam simetricul și așa. Să calculăm fix distanța asta.
Adică triunghiașul ăsta îl duceam așa. Îl duceam de aici, duceam, ridicam. Să-i fac o altă culoare. Duceam, ridicam. Și pe aceea prin paralism duceam cealaltă formă de asemenea un pic mai interior. Și ne uneam și ne ieșea, da? Da? Păcat că e atât de fucked up. Da? Să mă uit aici. Nu e vizibilitate. Da? Chiar și păcat. Nici nu se vede. Georgian, da. Mai calm, Georgian. Nu-ți va trigger atât de ușor. Amână-l un pic. Să-ți fie clar, mai șters un pic. Bazez pe faptul că probabil Georgian e restul de plan și mai încolo. Da. Nu e rău. Nu mai fac de... Nu mai desenează lucrurile de subțiri, că nu poate să stea hașura pe ele. Oana, da. Foarte bine. Da, ascultat-o ce ți-am zis, bravo. Și eu tot așa, 3 luni de zi nu există nimic altceva, da? Eu gen, da, mi-ai trimis astea așa. Și-a făcut și cubul, bravo. Astea sunt foarte frumoase, bravo. Da. E, umbrele astea trebuie să se oprească și ele, nu se duc la infinit, știi? Mă, dracu, ce unghi ăsta de 45 de grade. Nu mai fă de astea, că bat la ochii ca și cum ești normal și doar atunci tu începi și bălești pe stradă așa, și începi și toată lumea se uită și știi, da? Să fii foarte atent la consistența asta logică. Foarte important, da? Nu glumesc. Asta strică ție planșele. Nu nimerești, da, toate subiectele. Alexia, cred că e în regulă. Să verific la sfârșit. Alexia, da. E un pic fucked up că n-ai pus cerul și pământul cum ți-am specificat, da? Adică jos caroiaj. Cu schiții mai organici, că zici că e un perete viu. Da? Și poți un sus de ăsta de Nike, nu stai să dai toată hașurea. Eu vreau să văd negrită în față. Accentul ăla, că sare de, sare de pe foaie, da? E ceva calitativ la tine aici, dar e bastardizat un pic. Problema e că nu prea cade privirea. Aici cade, da? Ce trebuie să vină o umbriță, asta zici că e suzetă. Și bobițele astea, vezi tu, ale naibii, sunt prea mici. Da? Pentru gabaritul foii. Dar nu e rău. Chestiile astea, dacă erau reparate, pot să mă întreb în timpul săptămânii. Eu nu vă scot ochii cu asta, nu e clar. Vă scot ochii la lucrurile care le faceți de capul vostru, așa. Dacă faci de capul tău, e clar că n-ai cum să evoluezi. Dar te duci la facultate și să fii printre ea, că ești mereu pe din afară. Că nu te poți mula pe ce se cere. Foarte bine. Dar e magică, da. Da, și mi se pare că mai e și completarea pe aici, undeva. Luiza, da, un pic fucked up, dar e sensibil, merge. Nu știu linia de construcție, care arată mai bine cu ele, da? Aici s-a terminat vopseaua de pe... Da? Ia uite ce. Mă bucuram, s-a dus naibii bucuria. Prin planul tău n-are umbră. Tu chiar ai pus sus, dar tu l-ai pus sus. O să-l pui jos. Să oprească aici pe tabla asta. Asta este diabolic, nu? Și uite cum se scade. Inconsistență logică. Lesia, da. Și Bianca, te... șters aici, un pic mai închis aici, nu nimic. Dana, da. Bine, tu ai o sensibilitate, da? Uitați-vă la ea, la liniile astea, cum sunt construite, da? A înțeles trucul ăsta, a înțeles atât de bine, încât e mereu acolo, da? Foarte bine. N-a fi stricat un pic de degradeu mai închis pe aici, dar e bine și așa. Bravo, da. Bravo. Da. Da. Ia, acum aici umbra asta de ce e magică. Sune și tu cu asta și o să iasă o chestie, da? Așa, Alex. Da, Alex, la tine atenție cu degradele. Apasă și pierde. Aici e problema ta. Da, voi ăștia cu liceul de artă sunteți cei mai chinuiți. Da? Fiindcă învățați lucrurile pe jumate. Apasă și pierde. Da? Nu e vorba să muncești 200 de planșe. Da? În păcate, n-ai albul ăla unde trebuie să-l ai. N-ai accente unde trebuie să ai. Nu trebuie să lucrezi 200 de planșe, să înțelegi și să aplici. Da? De multe ori înțelegi după ce aplici. De-aia zic să nu gândiți. Auzi ideea, o faci. Până s-a pus, până mintea zice că, că nu e greu, că nu știu ce, pam. E ceva greșit la asta, la proporție, la lățime. La tine ce de auzi că este limba de extraterestri. Lengen, da. Patrick, da. Mai griuleț aici.
Da, nu e rău, un pic expediat. Scrie o orizontală. Da, foarte bine. Da, pune și tu închis aici ceva. E foarte bine, este între 8, un 8 plus până în 8,20, știi? Nu e chiar ca la Ioana Păscăliu, trebuie să fie mai bun, dar în fine să pierdea niște chestii de scară. De ce nu tărești și tu aici în prim plan? Ce ți-a făcut prim planul ăsta să lași ters așa? O, de bine asta, dacă aveai și niște negru lângă, da? Niște imagini pe aici, nu? Ok? De ceva, da? Foarte bine, curat merge. Alexia, da. Un pic cam agresiv. Alex, da. Tine presimt o adopție majoră. Este greșit în perspectivă, ți l-am corectat. De ce nu aplici corectura? Scad, că este greșit. Le vezi cum vin paralele? Pe ce admiterea? Instant, nu negociabil, pe ce instant admiterea? Dar ia umbră. Un an de pregătire, nu? Da, e bine. Mario, da. Curat, e clar, foarte bine. Asta, da. Tu puteai, Alex, să fii bun, să știi. Că se vede în desenul de linie. Alex, o fază low IQ, da? Nu ți-ai pus toată tema. Lipsește axonometria. Gautr. Da? Este tema făcută vineri. Nu mai vineri seara, e sâmbătă dimineața. Dai umbre. Pune umbre. Da? E păcat de tine. Uite, ce greșit în perspectivă. Pune umbre. Luiza, da. E ok. E finuț desenat. Merge. Daria, da. L-am văzut pe ăsta cu fără umbre. Acum Alex Galea, da. Dar te văd că încerci, știi? Îți dai silința, dar nu e vorba de... Da? Inteligența asta de arhitectură nu e inteligența aia de tocilar. Da? E inteligența de asta de spică fisa. Ok? Pe asta trebuie să te concentrezi tu. Ce zic eu, să intre în creier ca și cum auzi că, știi, ți-e foame și zice cineva, știu, uite, am un sandwich în bucătărie, ok, gata, firesc, nimic, da, super special, da, simplu așa să fie cel mai, da, fie cât mai de bun simți posibil și cât mai rapid posibil. Roxana, bușite umbrițele astea, nu mai da blană de asta incandescentă, așa de perspectivă aici, întărește un pic astea, da, pune caroia și pe jos și deja s-a dus, că nu stă pe nimica. Nu e clar așa. Uite-te la Daria acum desenat. Da? Clar. Foarte bine. Da, asta e GD. Foarte bine, foarte bine, foarte bine, da. Bine. Sunt impresionat, da? Ok, sunt impresionat. Nu știu, m-a luat prin surprindere. Atenție că, fără să vrei, dai în chestia asta în care devine tot un amalgam. Nu uita să domine mereu o culoare, da? Dacă menții totul griulețul ăsta, da? Îmi pare rău pentru chestia asta, știi? Eu aș vrea, dar nu pot. Că știu că asta e o problemă care e mai mare, da? Nu e de foarte bună grafica, uitați? Și cum e printat. De ce bal, da? Mai greu la liber. Tu îți dai silința, da? Asta zici că e din fineti făcut. Deci să ai degradele astea mai finuțe, astea se fac cu practice, n-ai cum altfel. Mă, pe tu ți-ați impresionat că tu ai început de la un nivel low, da? Și prin perseverență și ambiție, bravo, un pic mai îngroșate astea, da? Cum faci o linie îngroșată? Tragi o linie lângă o linie, da? Că la tine par linii de contur. Bine că ai hașurat aici, nu? Nu! Să fie paralele, e ceva bușit pe undeva. Ioana David, foarte bine, bravo! E un pic fucked up, da? Ai o sensibilitate care merge, da? 740, da. Alexandra, da. Da. Bine, sensibil așa. Fii atent. Sensibil fals. Nu e acolo. Diagonale. Eu ți-am predat cu diagonale. Da? Darius e bine. Da, se vede claritatea, se vede foarte bine, bravo. Da. Dar pune și tu linia de construcție. Vezi, devii bun? Trebuie să ai un desen de linie ca un schelet. Te taie pe iris, da? De ce sunt astea? De ce nu sunt astea așurate și cu reflexie? Aici nu știu cine, dar e ok.
Cred că este Andrei Turculeț, da. Foarte bine. De obicei, trebuie să se vadă, dacă stai, vrei tu să fie sticlă, trebuie să se vadă ceva prin el, da? Să fie un pic mai griuleț pe acolo, da? Să se vadă. Muchile astea mai întărite, nu erau. Tu ești pe drumul cel bun, spun eu. Numai că lipsesc niște chestii, da? Că tu l-ai văzut, știi cum? Trebuie să le trăiești, da? Se producă schimbarea pe interior și le vin de la sine, da? Atunci o să fie totul bine. Până atunci o să pare așa că aproape ești acolo, știi? De exemplu, aici niște accente, da? Bun. Și acum o să trească să iau la purica să văd cine n-a trimis, da? Vă zic, aveți, da? Cine n-a trimis că n-a făcut i-aut, cine n-a trimis că n-a înțeles, ai faza, da? Sau n-a trimis complet, da? Bun. Ok. Poza și întrebarea, da? Insist. Poza și întrebarea în timpul săptămânii. Spor.